Înainte să încep acest episod de Plante vs. Zombie, vreau să-i fac o scurtă promovare lui Panda Gaming. Are un canal cu 25 de abonați și se ocupă cu videoclipuri destul de calitative. Vă las link-ul lui în descriere, nu știu, duceți-vă, dați-i like, subscribe și tot tacâmul. Bun salut tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou clip pe canal. De data aceasta facem încă un episod din seria noastră de Plante vs. Zombie. Am cam uitat de seria asta, am mai cam uitat să postez pe canal, vreau să vă spun că am făcut 100 de abonați. Deci, wow! Deci, mereu am vrut să fac 100 de abonați pentru că deja canalul devine un pic mai cunoscut, adică fac cât un abonat sau 3 abonați pe zi, ceea ce e destul de șmecher. Și vreau să vă mulțumesc pentru că, dacă stați o luat logic în cifre, 100 nu arată chiar așa de mult, vai, să fie nu știu ce. Dar dacă ar fi să pui 100 de persoane să stea într-un singur loc, vă spun eu că ar fi mult, 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 prea multe. Adică ați fi ceva gen, oh my god, câți oameni sunt aici. Și vreau să vă mulțumesc pe calea asta pentru că voi m-ați ajutat să ajung aici în 3 luni de YouTube. Dar astea 3 luni au fost, e destul de puțin, dar fiecare video eu îl muncesc, îl editez. Îmi ia destul de mult să-l filmez pentru că, na, mai dai fail, mai uiți să spui câte ceva. Deci până am făcut promovarea asta, adică să-mi zic ca lumea tot, mi-a luat o grămadă, da. Și da, vreau să vă mulțumesc pentru că în astea 3 luni eu am muncit destul de mult, adică stau chiar 2 ore să editez un video. Ceea ce e destul de mult, tot așa. Tot așa, în cifre, asta nu pare super mult, dar vă zic eu că este și foarte, foarte obositor. Da, așa să apară și un video special pentru 100 de abonați, dar nu dau spoilerii. Trebuie să-l filmez după aia să apară pentru că, da, adică am ideea, dar n-am video. N-am început să filmez absolut nimic, dar va fi destul de șmecher, va fi un sketch. Și din nou iară de spoilere, Alex, dar nu trebuie să fac asta. Așa s-a descurcat aia. Punem asta aici ca să avem două rânduri de floarea asta. Lui, hai să facem o nebunie. Așa că hai să strângem bani, așa că trebuie să așteptăm. Pentru că da, banii vin grei și pleacă ușor. Următorul rând va fi cu chestii din astea, uite așa. Care super mega OP. Iar chestiile astea gratuite vor fi înlocuite cu una din aia care trage cu câte una la 100 de bănuți pentru că este destul de OP. Și vreau să fac un video, nu știu dacă să-l fac astăzi. Ba da, astăzi o să-l fac și o să-l postez tot astăzi, adică veți vedea două videoclipuri pe canal ca să mă revanșez. Știți că mi-am luat eu microfonul ăsta, bine mi-l-o dat Răzvan, vă lăs canalul lui în descriere, dacă n-ați uit. Și s-a văzut o diferență, pentru că era video filmat cu microfonul telefonului, după aia, pac, a doua zi era video ăsta, video filmat cu microfonul. Frățelor, s-a văzut o diferență, deci super, super mare. Și vreau să fac un video în care să vă arăt diferența care a fost. Știți, era una din aia în care se auză super, super nașpa. Iar apoi să vezi dintr-o dată așa dita mai calitatea. A fost ceva wow. Așa, punem asta aici. Scot asta și o pun pe asta. Așa, de fapt nu scot asta și o pun pe asta. Scot, pun. Gata. Nice, frumos. Doar că ne-am cam stricat tot pe aici, dar nu contează asta. Ceea ce contează e că eu voi pune una aici. O scot pe asta de aici. Chiar dacă puteam să o las. Uite așa. Încă să las încă aia acolo. Și pe asta aici. Punem aici, uite așa. Luăm asta, luăm și bănuțul.
și da, hai să vedem. Acum începe scandalul. Avem Cherry Bombu, e perfect. Da, ăsta parcă e comunist de ăla care... Adică nu comunist, de ăla... Care protestează așa. Nu puteam să o zic. Vreau să spun asta. Nu. De aici. Uite așa. 150. Deci mai avem. Pentru Cherry Bomb. Bă, moare. Așa, nice. Nice la. Aici n-am nimica, deci pun așa. Și nu uitați, dacă vă place această serie, să apăsați și pe butonul de like, pentru că suntem 100 de persoane și asta e destul de mult, adică... Da, n-am niciun video la care s-am piste 100 de... N-am niciun video la care s-am piste 100 de like-uri. Da, nici n-am cum, pentru că dacă aș face 100 de vizionări, nimeni n-ar da atâta lumii like. Să dea 100 de persoane. Nu știu, dacă vreți, dacă vă place seria, să dați like. Mamă, n-am făcut nici abonat ăsta. După ce scap de zombie ăștia, deja îmi pun în cap cum să fac. Deci aici pe rândul ăsta, uitați. Uitați. Uitați, vedeți, pe ăsta voi pune floarea soarelui. Uite așa. Voi mai pune una aici. Dacă să am destui bani. Uite așa. Așa. Mai țineți minte că n-am ajuns la 1000 de bănuți? El a fost clipbait, pentru că am pus o poză cu bani acolo, chiar dacă nu au fost bani reali, au fost bani din joc. Da, nu contează. Toată lumea face clipbait. Chiar și eu. Ce-mi plac ciupercile astea, că sunt super, super mega OP. Holy shit, câte 3 acolo. Ziceau ăștia la școală că Plants vs. Zombie e un joc pentru copii, dar e un joc super captivant. Care e super captivant și o plăcere să te joci. Dacă face și Rafael seria asta și el are un canal mult, mult, mult mai mare, dar eu cu 100 de abonați, na, fac jocuri simple, deci o să încep să fac... Deci știți că am făcut Gunstack Vegas și am zis că e un joc super, super șmecher. E un joc super, super șmecher, dar ce a să postez când a să fac rost de jocul, a să fie super șmecher. Adică a să fie mult, mult mai șmecher, pentru că a să fie Assassin's Creed Syndicate, sau nu știu cum se cheamă. Doamne, deci am jucat jocul ăla, e super mega șmecher, e un baban, wow, nu mai am cuvinte, deci are o grafică, mai ales că ecranul telefonului e 1080p și jocul e în 1080p. Fraților, deci e așa de șmecher și nu-mi face lag deloc. Holy shit, cât s-a râs! Bum! Uite așa. Da, nu contează, asta merge și în 60 de FPS-uri și e perfect și nu contează. Dacă vreți să fac serii cu aia, să fac, pentru că e un joc super șmecher. Dar acum uitați câți zombii sunt aici. Mamă! Tătăiță! Păi, Cherry Bomb, hai mai răbdi! Hai! Yeah! Așa! Băi, am terminat! Cred. Punem de este așa prost. Aua, dacă mai ești șmecher. Zombie cu ușă. Na. Mamă, ce e asta? 75. Next level. Bine, vom cheia aici acest episod. Ăla e Michael Jackson sau? Bun, deci asta e ciudat. Uitați cât mai avem de deblocat. No, nu mai este așa de mult, e în vreo câteva nivele, vom termina totul. Bun, deci cam cu acest episod avem bun. Eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade cu această serie, iar eu voi mai continua. Să dați un share pe Facebook pentru că asta mă ajută să cresc. Și da, până data viitoare, numai bine. Pa, pa!
wise man